De-a lungul timpului, Cartoon Network a avut o mulțime de desene, așa mai cunoscute. Unele dintre ele au reușit să facă față timpului și să reziste, în timp ce altele au dispărut destul de repede. Azi vorbim despre desenele de pe Cartoon Network care au reușit să facă față cu brio trecerii timpului și să fie apreciate chiar și azi. Bineînțeles că v-aș rămâne recunoscător dacă veți rupe două buton de like, cel de subscribe și clopoțelul, astfel încât acest clip să ajungă la mai multe persoane. Animația se schimbă mult de la an la an și o mulțime de desene apar și dispar. Dar unele dintre acestea sunt realizate atât de bine încât reușesc să facă față timpului. Aceste desene sunt și cele care sunt vizionate chiar și în ziua de azi, uneori și la peste 10 ani de când acestea s-au terminat. Ele reușesc să atragă o audiență mare, fiind apreciate pentru faptul că oferă o mulțime de amintiri plăcute, chiar și azi. Primul desen despre care vreau să vorbim este Casa Fostă pentru Prieteni Imaginari. Acest desen, cu un concept destul de simplu și de la care nimeni nu s-ar fi așteptat atunci când a apărut că va avea un atât de mare succes, a reușit totuși să stârnească atenția multora, el apărând în perioada când Cartoon Network a cunoscut un downfall. La începutul anilor 2000, Cartoon Network a cunoscut un downfall pentru că desene precum Curaj când e cel fricos, Fetițele Powerpuff sau Johnny Bravo s-au terminat. Toate acestea însă, acest desen Casa Foster pentru Prieteni Imaginari a reușit să aducă Cartoon Network pe traiectoria potrivită, o mare parte a audienței întorcându-se pe post. În acest desen au apărut o mulțime de personaje, fiecare având un design interesant. Semănând foarte mult cu imitoarea lumea lui Gumball, acest desen a prins destul de bine la jumătatea anilor 2000, el fiind apreciat chiar și în ziua de azi. Că tot vorbeam de desenele care s-au terminat la începutul anilor 2000, Curaj când e cel fricos este un astfel de exemplu. Fiind un desen care a apărut la sfârșitul anilor 90, acesta reușit să se menține de-a lungul timpului și să fie apreciat chiar și azi. Desenul ne prezintă povestea lui Curaj și anume acestui câine care salva stăpânii de fiecare dată când aceștia aveau probleme. Faptele sale de eroism și atenția pe care o avea pentru stăpâni l-au transformat pe Curaj, acesta devenind unul dintre cele mai cunoscute personaje ale Cartoon Network. Combinând lucrurile ciudate cu momentele horror, acest desen a reușit să facă față trecerii timpului, el fiind chiar și azi îndrăgit de multe persoane. Ultima dată când l-am văzut pe Curaj într-un desen a fost acel film cu Scooby-Doo, despre care am vorbit și aici pe canal, și anume Scooby-Doo Meets Courage the Cowardly Dog, film care a apărut anul trecut. Un alt desen, care încă mai provoacă amintiri plăcute, chiar și ziua de azi, este Ed, Edd și Eddy. Deși la fel ca și alte desene populare de pe Cartoon Network, acest desen a debutat în 1999, el a reușit totuși să facă față cu brio trecerii timpului, reușind să rămână în topul preferințelor multor persoane. Stilul de animație, întâmplările, dar și amuzamentul pe care îl oferea seria a fost ceva cu adevărat special. Bucurându-se de toate aceste calități, Ed, Edd și Eddy a reușit să facă față trecerii timpului cu brio, reușind chiar și în ziua de azi să fie un desen foarte apreciat de pe Cartoon Network. Teen Titans a fost, dacă vreți, introducerea audiențelor noi din toată lumea către personajele DC. După tot succesul pe care l-au avut atât Batman The Animated Series, Justice League și mai târziu Justice League Unlimited, această nouă serie de pe Cartoon Network nu părea a fi ceva care ar fi putut atinge nivelul acestor serii. Toate acestea însă a depășit cu mult așteptările tuturor și de aceea ne amintim destul de bine acest desen chiar și în ziua de azi. Poveștile spuse în serie, precum și toate personajele care apar aici, de care mulți dintre noi ne amintim chiar și azi cu drag. Samurai Jack este un alt desen care a reușit să facă față cu brio timpului. Povestea din Samurai Jack a fost una destul de tristă, dar cu toate acestea a reușit să se potrivească chiar și unei audiențe mai tinere. Lucrul cel mai interesant la Samurai Jack a fost că creatorii nu s-au concentrat pe lucruri importante, ci chiar au dat totul pentru a realiza un desen cu adevărat special. S-a văzut că în acest desen s-a pus multă pasiune, acesta punând pe primul loc povestea și atrăgând chiar și în ziua de azi un public nou. Un alt lucru inedit este că acest desen s-a și terminat după o pauză de 10 ani. Inițial desenul nu a avut un final, dar creatorii s-au decis să rea seria după 10 ani și să-i ofere finalul pe care l-a meritat. Ideea este că Samurai Jack a fost mereu un desen special. Chiar s-a desprins de ceea ce se difuza în acel moment pe Cartoon Network. El a îmbinat foarte bine scenele pe care le vedem mai mult în filme, cu o acțiune foarte bine făcută, dar și cu personajele și jocurile de lumini excelent realizate. Cam acestea sunt așa desenele de pe Cartoon Network care au reușit să facă față trecerii timpului. Și by the way, dacă tot am vorbit despre Samurai Jack acum, uite aici un clip care îți arată toate lucrurile faine pe care scoțianul le-a făcut pentru Samurai Jack de-a lungul seriei și de ce el este reprezentarea unui prieten adevărat.